Astăzi, biserica noastră prăznuiește un eveniment istoric legat de cinstitul brâu al Maicii Domnului, brâu pe care mulțime de credincioși îl cinstesc prin sărutare în diversele locuri unde se află fragmente din acesta. Potrivit tradiției, apostolul Toma ar fi primit de la Maica Domnului acest brâu al său, cingătoare țesută din păr de cămilă. Această relicvă a fost păstrată de către creștinii din Ierusalim și mutată la Constantinopol în cel de-al V-lea secol, în timpul împăratului Teodosie cel Tânăr. A fost așezat într-o biserică zidită în cinstea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, în cartierul constantinopolitan Calcopratia. Aici, Sfântul Brâu a fost cinstit de către credincioși, Maica Domnului răsplătindu-le din belșug Evlavia. Este cunoscută o celebră minune întâmplată cu împărăteasa Zoie, soția împăratului bizantin Leon cel Înțelept. Aceasta a fost izbăvită de o luptă pe care o purta, în semn de recunoștință, împărăteasa împodobi brâul cu broderii cu fir de aur. În timpul împăratului Manuel Comnenul, în cel de-al XII-lea secol, s-a stabilit o sărbătoare fixă așezării în rac la cinstitului brâu al Maicii Domnului, fiind aleasă ziua de 31 august. Până atunci se cinstea odată cu acoperământul Maicii Domnului. Fiind astfel cinstit în întreaga creștinătate, brâul a fost împărțit în fragmente mai mici și dus în mai multe locuri, astfel încât creștinii de peste tot din lume să-l poată cinsti. Cruciadele au fost momente în care fragmente din brâul Maicii Domnului au ajuns în apus. De pildă, astăzi sunt păstrate în Franța, în biserica Le Puy Notre-Dame, două mici fragmente de brâu. Împăratul Ioan al VI-lea Cantacuzinul, pentru că îi plăcea în mod aparte mănăstirea Vatopedu din muntele Athos, a dăruit acestei mănăstiri brâul Maicii Domnului. A rămas aici până în ziua de astăzi. Alt fragment se află în Georgia, iar altul în mănăstirea grecească Catoxenia. Acesta din urmă a fost dăruit mănăstirii în anul 1522, în timpul unei mari epidemii de ciumă. Brâul Maicii Domnului a ajuns în țara noastră în mai multe rânduri începând cu anul 1813, dar mai ales după Revoluția din 1989. Evlavia credincioșilor la acest brâu pe care Maica Domnului l-a purtat este și un semn de mulțumire pentru binefacerile pe care ea le lucrează, mijlocind la Hristos Domnul în viața fiecăruia dintre noi.